Unul dintre cei mai căutați fugari a fost prins. Miliardarul israelian Beni Steinmetz a fost reținut în Grecia în urma condamnării sale la Curtea Supremă a României pentru tranzacții frauduloase cu terenuri. Afaceristul a primit o pedeapsă de 5 ani de închisoare în dosarul retrocedării ilegale a fermei regale Băneasa și a pădurii Snagov. Liliana Năstase, senior editor B1 TV, ne completează această știre. Liliana, bună ziua! Bună ziua, miliardarul a fost reținut pe aeroportul din Atena încă din data de 24 noiembrie, ulterior, ca urmare a plății unei cauțiuni de 5.000 de euro. Acesta a fost pus în libertate sub control judiciar, urmând ca autoritățile elene să iau o decizie privind extradarea sa, decizie care se va lua ca de fiecare dată în instanțele din Atena. De altfel, și avocatul omului de afaceri a confirmat faptul că acesta a fost reținut pe aeroportul din Atena, însă din cauza unei defecțiuni în transferul datelor despre eliminarea vizului roșu al Interpolului, asta după ce omul de afaceri fusese dat printr-o notificare roșie de către Interpol ca urmare a altei condamnări pe care o avea în Elveția. Ulterior, acesta a obținut un ordin prin care nu mai putea fi extradat, astfel că Interpolul trebuia să retragă din toate țările această alertă roșie. Avocații omului de afaceri spun însă că acest lucru nu s-a întâmplat. Pe de altă parte, extradarea lui Beni Steinmetz este și în baza unui mandat european de extradare pe care autoritățile din România l-au transmis ca urmare a condamnării sale în dosarul Ferma Băneasa în decembrie 2020. La vremea respectivă, acesta, dar și majoritatea inculpaților din dosar au fost de negăsit, printre aceștia și prințul Paul, despre care se spune că ar fi ajuns în Italia, dar și Remus Pruică, singurul care de altfel a ajuns după grație alături de avocatul Robert Roșu, eliberat însă de curând ca urmare a acceptării instanței de judecată a unei cări extraordinare de atac al acestuia. Vom vedea dacă instanțele de la Atena vor decide extradarea lui Beni Steinmetz, având în vedere că la o precedentă extradare în ceea ce îl privește pe Dragoș Zăbulescu, autoritățile din Atena au refuzat acest lucru și au dat voie omului de afaceri să plece înapoi în Italia.